după nauzii. Ești unde a trebuit să fii, ești exact unde a trebuit să fii. Pe canalul lui Panduță. Salutare, eu sunt Panduțu și săptămâna asta vă prezint în exclusivitate detalii din culisele concertului pe care Guess Who îl susține la Arenele Romane pentru a promova cel mai recent album al său, Un Anonim Celebru. Ce ai făcut? Gata, a fix. L-am prins pe Laur la repetiții. Și nu e regizată. Și nu e regizată, da. Cum merge treaba? Șnur. Sunt dealerul de muzică. Un business cu potențial. Sunt independent, dar totuși prea comercial. Toți se bat pe aceeași pungă de semințe de scandal. Ăsta nu-i mole aprozar. De la ținută la vocabular. E clar că n-ai ce să-l compar. La noi rechinii stau pe mari. Așteaptă să te aducă. Am stat astăzi cu voi aici la repetiții și practic ați cântat încă o dată tot concertul de la cap la coadă. Voiam să vă întreb de câte ori cântați tot setlist-ul înainte de un concert. Păi, nu știu, ne-am dorit mai mult timp pentru repetiții, dar când putem să ne adunăm fiecare, îi dăm, n-avem ce să facem. Trebuie să repeți, că dacă nu repeți... Eu zic să nu facem varianta de pe piesă și refrenul să fie full. Adică nu există drag mai tare decât sex, am încercat și ecstasy și restul de și restul. Adică sex, păi, sex, da. Știi că era tăiat, ciopuit. Nu era, spune-mi ce contează. Nu, 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 nu există drag mai tare decât sex, 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 sex. Ah, las că mă descurc. Adică nu trebuia aia. Cântăm tot refrenul full. Da? Da? Hai să vedem. Nu există drag mai tare decât sex. Am încercat și este zi și lezi de și restul. Nu există mai tare decât sex. Vezi momentul pe ascuns? Abia v-ați întors de la un drum foarte lung. Ați avut un turneu de 6 orașe. Da, am început în Timișoara, am fost la Cluj, la Galați, la Constanța, Iași și Chișinău. Acum a fost în țară. Primit tare. Albumul și tot show-ul vostru cu band, by the way. Pentru cine nu știe. Exact, așa. Punctează, tată, să se știe. E un vibe, e altă energie cu bandul. Asta mă bucur foarte mult că foarte mulți artiști din mainstream, uh-huh, și chiar și din zona de hip-hop, uh-huh, sunt acum cu band. E, mi se pare, the next level în ceea ce privește... Bine, e cel mai trend, gata. Concertele live. Cu bandul. Păi da, e bine că toată lumea cântă cu bandul. E decât bine să cânte cu bandul. Să cânte, că altfel simte și publicul. Exact. Și cred că și pentru voi, artiștii, e altfel vibe-ul decât cu un clar, din spate. Clar, și... cu totul și cu tot altă energie. Joi ne montăm backline, lumini, dăm puțin să văd cum funcționează, dar nu cred că cu bandul. Habar n-am. Fiindcă asta se va întâmpla undeva pe la... Nu, ne trebuie laptop. Da. Și vineri dimineață vreau să ne întâlnim de dimineață până pe la un 2 maxim, să terminăm tot, să stăm relaxați după până la concert. Dimineață, să avem timp să nu ajungem direct la concert, să ne odihnim și noi după aia, după probe. Asta înseamnă că se montează joi. Da, tot se montează joi și dimineață. Inclusiv sunet. Da, inclusiv tot. Înțeles că e un program foarte încărcat săptămâna asta. Da. Mâine ai concert în altă parte, urmă te întorci. Doar pe drum mă trezesc. Repetiții, repet. Și alte nebunii, a? Da, e haos, dar asta e, ce vrei, timpul e singurul dușman. Că în rest, facem ce ne place. Bă, păi te las acum și ne vedem la... Suntem la Arenele Romane cu o zi înainte de... Ne-am teleportat cu o zi înainte de concertul propriu-zis. Aseară ai fost în Târgu Mureș. Cum Târgu a fost? Mureș. Târgu Mureș, la un bal de Blană. Blană. N-am putut să vin și eu, că... Na, greu. Hai. Greu cu programul și de vlogger. Nu se poate, da. Ce se întâmplă aici? Data viitoare mergem.
Mergem la... Facem o lună, nu o săptămână. O lună cu ghesul, mamă, cum ar fi. Da, doamnelor și domnilor, aici se montează scena. Întindem ecranul și niște lumini de sus, roșu, negă, obscură treaba pe scenă. Ecranul mai lejer de vară? Oricum avem ecranul aprins toate piesele, adică aș mai vrea și să respire un pic scenă. La Mofa să simt, la final Blackout intri tu. Când toți îți dau sfaturi despre viață și toată lumea crede că te învață, știi prea bine că tu știi ce-i mai bine pentru tine. Mereu, mereu, mereu. Neața. Ce se întâmplă aici, domnule, domnule Laur? Ce să mai zic, mă? Câte ceasă, zi tu? Ora 2:46 de minute. În ziua concertului. Se testează lumine aici. Doamne, și e târziu. Mă treabă Mihnea. E tot un grafic. E, în ce grafic? Grafic de... Nu? De la cădere. Ca la bursă. E grafic. Da, uite aici graficul. Hai, graficul e ca la bursă. O să fie bine. Dar cel mai... Am strâns în par cu tine. Tu să alegi și îți convine. Să crezi când șansele-s puține. Chiar dacă totul începe prost, doar să se termine cu bine.
Cesinilor, după concertul de seară. Blană. Blană, un pic obosit, dar... Păi, ai stat două zile numai la sala, numai la arene. Da, am dormit vreo 7 ore în 2 zile. Ce am observat și nu mă așteptam este că ai fost super implicat în concert ăsta. Nu știu, mă așteptam, bă, să fie o echipă în spate care să aibă grijă de toate, tu ajungi la concert, când și aia a fost. Da. Păi așa se întâmplă. Da. Nu pot să fac. Ești control freak? Direct. Dacă nu-mi bag eu mâine peste tot, nu-i bine. Bine. Așa mi se pare că trebuie să... Din păcate, cam așa funcționează lucrurile și trebuie să te asigur cu totul. Asta nu e din lipsă de încredere față de oameni. Nu. No. Nu, glumesc, nu. Doar că sunt tipicat. Da, 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 asta înseamnă să fii super obosit la concert. Când ești pe scenă, nu mai sunt și pe doare nimic, nu știu dacă ești obosit. Nu ești obosit? Oh, sunt. Ha? Sunt și eu un pic obosit, am stat în povară astea, dar mi-a plăcut. Am observat un pic așa mai bine mecanismele din spatele unui show și oamenii când vin la concert văd show și zice, bă, nu mi-a plăcut că era berea 7 lei, concert de căcat. Și da, concert de căcat, am dat 20 de lei și nu. Bă, nu știu. Da, probabil că din interes se vede altfel, dar e mult de muncă, trebuie să faci plăcere până la urmă. Eu nu mă plâng cu nimic. Și bine, genul ăsta de concerte sunt fix făcute pentru artist, pentru voi. Că, clar. Până la urmă, de asta muncit atâta timp, da. Măcar odată la nu știu cât timp, să fie un show fix așa cum vă doriți voi. Asta a fost al doilea cel mai mare concert al meu și am ținut să fie special. Mulți invitați anul acesta, la concertul ăsta. Care e legătura ta cu ei, pe lângă faptul că ați făcut piesele astea? Băi, îi apreciez ca artiști și ca oameni, că s-au fost super receptivi și mi se pare că și-au avut rolul acolo, m-au susținut. Loredana. Așa. Susținești pe Loredana, nu? Evident, păi și ea m-a susținut. Chiar dacă n-a fost la concert. N-a avea cum, că am fost în același timp. Evident, în aceea seara, da. A avut concert la... La Palatului, da. Doar că a fost cu mine la concert. A, vizual măcar. Exact, da. M-a prind o țigară. Slash atâta face. Păi și când faci concertul Ghesu la Sala Palatului? Am zis la 40 de ani. 40 de ani. 40? Da, nu știu. Crezi e mai, că... E mai ciudat că lumea stă jos. E... Altfel, e diferit. Dar nu se știe niciodată. Poate un acustic, un... Ceva. Ceva, drăguț. Hip Hop All Stars. Exact. 2025. După concertul ăsta mergeți la Târgoviște. Exact. Îi dăm înainte. Că înainte era mai bine, știi? Da, nu mai vin cu voi și la Târgoviște. Mulțumesc pentru această săptămână cu voi. Mi-a ajuns. Ți-a ajuns, ți s-a luat. Băi, să știi că nu, dar sper să ne mai vedem și cu alte ocazii. Și cu ocazia asta să te văd și mai des. Data la... viitoare băgăm o lună. O lună cu piesul. Da, într-un turneu. Asta da, asta chiar mi-ar plăcea, facem un turneu. Așa facem. Vine pandută de povă. Păi bun. Cam atât a fost săptămâna asta cu Guess Who. Te las cu tine să închei. Acestea zi înfise. Ne vedem data viitoare. Ciao!